Conferință de presă aseară la Clubul Astra Giurgiu cu Marius Șumudică, vorbind despre partida cu ASEA Ardealul Târgu Mureș, dar și despre multe altele. Tehnicianul Astrei spune că echipa vizează un loc în primele trei și nu neapărat câștigarea campionatului. Denis Alibec nu este accidentat grav și va juca diseară împotriva ardelenilor, iar Marius Șumudică se simte vânat și spune că nu este normal să fie chemat la comisie pentru orice gest pe care îl face pe stadioane. Reprogramarea finalei Cupei Ligii încurcă socotelile echipelor și doi jucători de la Viitorul suferă de stelită cronică. Șumudică nu vrea să-l critique pe Hagi, dar îi critică dur pe giurgiuveni pentru că aceștia se duc la pește pe malul Bălții și nu vin la stadion. Budescu este ocolit de națională, Șumudică n-a mai vorbit de 5 luni cu Ioan Nicolae și Teșteirea nu a dat în judecată Clubul Astra, dar a făcut o notificare. Despre toate acestea în cele ce urmează. Referitor la jocul de mâine, vom avea o partidă grea, o partidă care se aliniază ca și celelalte pe un nivel destul de delicat, să zic așa. Ne aflăm într-un campionat nou pentru noi, mă refer la play-off. Orice meci este important, nu contează că jucăm cu echipa de pe ultimul loc din acest mini-campionat, să zic. Este echipa care ne-a învins de două ori anul trecut, deci am pierdut și la ei și la noi. O echipă care, urmărind ultimul joc de campionat, mi-am dat seama, iar dacă au avut lipsă câțiva jucători importanți, au soluții, iar jucătorii care au venit după bancă au pus probleme celor de la Dinamo, nu au putut să câștige. Deci, din punctul ăsta de vedere, ne așteaptă un meci extraordinar de dificil și îmi doresc din suflet să câștigăm acest joc, fiindcă, făcând 3 puncte, ne dă șansa de a rămâne în continuare pe primul loc și așteptăm și noi rezultatele celorlalte două jocuri, fiindcă pot apărea oricând surprize. Care este toată meritul? Și-a cumpărat o mașină acum, de vreo 50.000 de euro. Cum de financiară? Financiară a luat o mașină. Când îl vede pe teren? Alibec? Da. Mâine. M-am și speriat, dar nu credeam că s-a întâmplat ceva. Nu, mâine joacă. Nu are nicio problemă Alibec. A avut o contuzie, a primit o lovitură în coastă, a făcut o injecție atunci, n-a putut să reziste tot meciul și acum și-a revenit. A fost o contuzie foarte puternică. E un meci foarte important pentru noi, ținând cont că am venit după acest meci pierdut cu Steaua și important pentru moralul nostru pe viitor. Printr-o victorie o să ne revină moralul, să fim acolo pe primul loc și să privim încrezător pentru următoarele meciuri. Este mai important acest meci, domnul Șumudică, decât cel cu Steaua? Ne raportăm mereu la jocul trecut sau la declarația pe care am dat-o eu înainte de jocul respectiv. Da, pentru mine am spus și atunci și mențin. Jocul ăsta este foarte important. Și să vă spun de ce, care au fost calculele mele. Dacă voi câștiga cu Târgu Mureș, indiferent ce se va întâmpla la celelalte două jocuri, dacă Steaua câștigă cu Viitorul, ne ducem la 8 puncte de Viitorul. Deci, ușor, ușor ne apropiem de obiectivul care îl avem primele trei. Dacă se termină un rezultat de egalitate sau Steaua pierde puncte în acest joc, iar ne refacem o oarecare distanță față de Steaua. Între Dinamo și Târgu Jiu, același lucru. Dar noi trebuie să câștigăm jocul ăsta, eu am spus-o de la început. Fiindcă dacă se întâmpla ca eu să fac egal, să nu pot să bat Viitorul, să fac egal la Steaua, ok, și câștigam mâine, făceam 5 puncte. Așa am bătut Viitorul și dacă mâine câștig, fac 6 puncte. Meciurile egale nu te ajută. Eu de asta am spus că este foarte important jocul de acasă cu Târgu Mureș pe care trebuie să-l câștigăm neapărat. Astea au fost calculele mele. V-au deranjat declarațiile patronului Dinamo care spunea că în meciul cu Dinamo dumneavoastră te ajungi la spital și încerc cu Steaua la bal? Nu, că omul nu știe fotbal, n-am ce să-i răspund. Dacă vorbea Danciu sau vorbea Rednic, ok. Eu îl respect pe domnul Negoiță pentru tot ceea ce a făcut în business-ul dânsului, că a scos Dinamo de unde a scos-o, dar dacă îi dai gogoașa, îi sare la papion. Și n-am ce să discut cu dânsul din punctul ăsta de vedere. Adică dacă un om consideră că Șumudică vreodată poți să bați semnale că e blat cu Steaua, cred că s-a pastilat mai grav decât mine. Spuneți despre autosesizarea federației în cazul acelor gesturi făcute de noastră. Cum vi se pare? Ceva
ceva din partea lor intenționat sau au urmat doar calea regulamentară? Nu știu și nu mă interesează. Dacă mă vor chema la comisie, mă prezint. Sunt sub tutela, este organul care ne conduce, Federația Română de Fotbal, mă duc și mă prezint. Vedem care sunt acuzele. N-am primit nimic. Până în momentul de față, am coborât chiar la club, n-am nicio citație, nu am absolut nimic, nicio înștiințare. Dar și nu pot să comentez. V-ați spus până, eu am spus-o și ieri, am vorbit și azi, cred că chiar la televiziune la tine am vorbit și astăzi, am intrat în direct la emisiune și am spus, atâta timp cât orice fac în momentul de față, orice gest sunt urmărit de când ies pe pista stadionului, de când orice mișcare care o fac se pare că este una tendențioasă, pot să spun că sunt vânat. Din punctul ăsta de vedere, sunt și alte persoane în fotbal care au făcut lucruri și care nu, de exemplu am și spus, au fost jucători care au scuipat și care nu s-a sesizat nimeni. Au fost antrenori care s-au îmbrâncit și nu s-a sesizat nimeni, n-a apărut nimeni, n-a făcut nicio sesizare. Acum Șumudică, după 10 zile, apărem că și-a băgat degetul în gură, că aveam o carie pe dreapta. Ok, mi-am băgat degetul în gură. Că m-am aplecat la un moment dat, aveam o poziție indecentă, mă uitam chiar spre arbitru, fără, cu spatele spre peluză, nu spre cei care mă înjurau și erau în spatele meu. Deci n-am voie nici să mă aplec un pic, să stau în poziția maxi-taxi, trebuie să fiu drept. Deci din moment când intru pe teren trebuie să fiu drept, să-mi iau poziția, să salut și să fac o conduită ireproșabilă gen PTAP. Nu pot să fac lucrul ăsta. Bam, stăteam cu mâinile pe vine, pe atunci domnul Cârțu săracu când s-așeza jos, ce să facea treabă mare sau ce facea? Păi ce, nu înțeleg atunci, dacă orice gest ne este interpretabil. Cum? Sorin Cârțu stătea jos și să uita, ce să înțelegem, că era la kilometru 36 și avea probleme cu stomacul. Nu vă supărați pe mine, dacă orice, cu toată stima pentru dânsul, sper că nu se supără, dacă orice gest al unui antrenor pe margine, stăm să-l cu lupa, să-l vizionăm și să-l facem, atunci cu siguranță vor fi cozi la Comisia de Disciplină. Nu știu dacă, ce, răzbunarea e arma prostului. Stai să te răzbun pe ce? Eu mi-am apărat șansele corect, chiar dacă, ce trebuia să, am mai spus-o la momentul respectiv, să fac echipa altfel și să câștige ASEA-ul că sunt eu antistelist. Nu, n-are nicio legătură. Să vină să joace, dacă e mai bun ca noi să ne bată, nu cred că există acea răzbunare sau un gust așa dulce al răzbunării. Nu mă interesează. Eu îmi pregătesc echipa ca mâine să câștig cele 3 puncte. Dacă vom putea, bine. Dacă nu, asta este. Mergem ce înainte. Ce credeți despre reprogramarea finalei Cupei Ligii pe care asta are șansă să o dispute? Nu vreau să fac niciun comentariu, fiindcă orice comentariu, dar meu vă spun sincer. Eu când am făcut comentarii, chit că am fost pe aeroport, chit că am fost unde am fost chemat la comisie, imediat. Devin o persoană așa. Dacă care... că nu vă convine, nu cred că are ceva motive să vă suspende. Păi... Nu vă convine o dată de... Eu vă pun o simplă întrebare. Chiar și n-am să zic ferească Dumnezeu, că nu le doresc, retrogradează. Da? Și încep sezonul până în septembrie sau când începe divizia B, în august. În 30-06 și la noi și la ei toți jucătorii sunt liberi. Nu o să plece, adică se termină contractul. Nici nu se strâng Chiar și n-a. Și joacă finala. Cu cine o joacă? Care jucător joacă? Cine? Cu alt antrenor, probabil. Cu alți jucători. La noi la fel. Eu sunt suspendat, nici nu pot să vorbesc de perioada aia că eu sunt suspendat atunci. Am 2 luni. Sunt... Cine știe pe unde fi pe la Mamaia? Păi sunt suspendat, eu nu pot să vorbesc de perioada aia chiar dacă Astra va trece mai departe. Am 2 luni din data de 8.06. Pe fundul dumneavoastră, i s-a făcut ceva, i s-a făcut ciudat înaintea partidei Vitorul Steaua, doi dintre jucătorii importanți de la Vitor nu joacă, se spunea că sunt bolnav de sterită cronică. Nu pot să răspund și pentru el, că ar însemna mult. Ba, îmi iau vreo lună. Nu, te rog frumos, dacă vrei, ți-l aduc să vorbească el, că n-aș putea să... Eu te înțeleg, o întrebare foarte bună. Mi se pare suspect. N-auzi că mai vrei să-mi pui o lună la coadă acolo, la suspendările astea? Nu, lasă-mă că nu mi se pare nimic suspect. Am încredere totală în Gheorghe Hagi. Este unul dintre cei mai mari fotbaliști care au fost
cred că cel mai mare fotbalist care l-a avut România. Eu n-am trăit alte perioade. Știu că mă uitam la televizor și l-am văzut. Eram copil de mingi la Sportul când juca la Sportul și vreau să-l știu pe Gheorghe Hagi pe aceeași linie când juca la Sportul și bătea orice echipă vroia. Deci nu cred, eu nu cred că în momentul de față mai există ceva de genul ăsta. Nu, nu trebuie să fii nebun. Că, cred că te duci la pușcărie dacă faci aranjamente sau ceva de genul ăsta. Nu, nu, nu cred. Nu mă gândesc la așa ceva. Nu. Eu n-am văzut. Eu i-am trimis mesaj pe meciul lui Hagi. I-am trimis mesaj și i-am zis felicitări. M-am simțit umilit. Eu, ca antrenor, la ceea ce încerc să fac, m-am simțit umilit după jocul celor de la Viitorul, pe cuvântul meu de onoare. Mi-am dat seama că trebuie să mă duc să mai mă școlarizez, poate chiar să mă duc vreo săptămână pe la Hagi să văd ce face la antrenament. N-am văzut în viața mea o echipă să joace așa primele 20 de minute. Pandurii săraci nici nu trecuseră centrul terenului. Deci eu n-am văzut în viața mea și mi-am adus aminte cât de cât așa de niște perioade de joc pe care le-au avut și la noi în prima etapă aici a play-off-ului. Deci o echipă care pasează extraordinar. Că acum n-au experiență, nu știu, în anumite momente, că nu gestionează foarte bine, dar ca posesie, incredibil. Incredibil. Ce unghiuri de joc și ce... Mi-am adus aminte că mă uit la Fimiu când joacă pe PlayStation, că eu nu mă prea pricep cu butoanele și mă uit la el și cam... aceleași mișcări. Eu îl felicit pentru fără nicio fără niciun interes că joacă acum cu Steaua, că nici nu mă interesează. Dar pentru meciul de la Pandurii este incredibil. Cine vă doriți în final? Uite, ca să spun drept, spre rușinea mea, n-am văzut niciun meci aseară, nici nu prindem aici la unde stăm la... Am intrat în cantonament cu 2 zile pentru prima oară și băieții nu prea au simțit așa ceva, mi-era și jenă să le spun, dar am zis că trebuie să profităm un pic de terenurile astea bune, să ne antrenăm și să avem, i-am adus aici. N-am reușit, fiindcă televiziunea pe cablu care este la, aici la Giurgiu, n-am reușit să prindem și să vedem jocurile din Europa. Și spre rușinea mea, fug de ceea ce înseamnă meciul în momentul de față, fiindcă am fost suspendat pentru pariuri și nu mai știu, nu mai mă interesează ce meciuri sunt. Îți spun cu mâna pe suflet, ca seară doar știu că a jucat Bayern cu Juve, că l-auzeam pe un secund al meu, dar în rest nici nu mai știu celălalt meci care a fost, fiindcă nu mă mai interesează absolut nimic. Tot citesc în ziare, că m-a întrebat cineva astăzi că i-a mărit cota unei echipe, dacă ia campionatul sau astea, nu mai mă interesează decât cotele apelor Dunării, că mergem și mâncăm pe ponton aici undeva și mi-e frică să nu intre valul peste noi. Dar să fie sănătoși. Nu mă interesează astea cu cotele, ți-am zis, doar 60 cm, gheață la mal, atât. Înseamnă că nici meciul Simonei nu l-ați văzut. Pe unde să-l văd? Nu, dimineața am citit, am citit că a pierdut în 2 seturi, da. Pare rău pentru ea. Se întâmplă. Vedea Giurgiu veni mâine pe Mutu. Ce credeți? Cum e să vină Mutu la Giurgiu? Vine și echipa națională? Pe ar trebui să fie mândri Giurgiu veni. Dar Giurgiu veni am văzut că sunt mai mulți la pescuit decât vin la meci. Azi erau mai mulți pe mal pe acolo. Unii dădeau, dar am văzut în viața mea ce bătaie era pe un mal care să arunce lanseta mai repede. La meci mai puțin. Nu, Giurgiu veni, ce să mai... A oprit unul ieri mașina în centrul Giurgiului și dacă nu m-am jurat de m-a spurcat și când am traversat să-mi iau niște picături de nas. Așa de mult, cu vreo 4 mașini cu numere de Giurgiu, așa de mult ne iubesc ăștia din Giurgiu pe noi că am adus echipa asta aici, de nu mai pot ei, să umple stadionul la fiecare meci. Când am jucat aici, pe orice echipă am jucat, ne-au înjurat de ne-au spurcat. Ce să mai... Da, asta e, asta este mentalitatea lor, să fie sănătoși. Dacă ei așa consideră că merită să fie alături de o echipă care, indiferent cu bune cu rele, sunt pe primul loc de atâta timp, de 21 de etape și să nu vii să fii alături de echipa asta, să fii mândru că echipa asta îți dă șansa de a vedea, dacă tot iubești alte echipe, de a le vedea pe alea. Păi nu te manifesta împotriva echipei tale. Păi ce, pe unul îl jură pe Alibec, altul că nu știu ce. Păi pentru ce? Că te ținem de 21 de etape pe primul loc? Vino bă și că nu e. Cred că e 5 lei biletul, nici nu știu ce. Da, în fine, nu mai stau să mai... Daniele, tu visai vreodată să joci contra lui Mutu? Domnișoară, văd că vă deranjează că spun de asta. Că nu pot să zic că visam să joc contra lui sau cu el. Îmi doream să ajung la un nivel destul de bun să joc un fotbal de calitate.
Acum că s-a întâmplat să jucăm contra lui sau să joc contra lui, cu atât mai bine. Dar a fost unul din fotbaliștii care mie mi-a plăcut foarte mult. Nu pot să zic că resimțim presiune, pentru că asta a încercat și Șumi să ia puțin presiunea după umerii noștri și noi acum în grupul nostru privim ca orice meci ca pe o finală și încercăm să câștigăm fiecare meci, să ne menținem acolo sus, pentru că vedem și noi atâtea lucruri care se întâmplă pe lângă echipă, câtă presiune se pune și pe Șumi și încercăm să contramandăm lucrurile astea prin evoluțiile și prin rezultatele noastre. Domnul Șumudică, Budescu a plecat în China, dar se pare că nu mai bine națională. Este bine pentru el? Este rău? Eu nu știu ce să spun. Nu. Domnul Iordănescu este cel care decide. Probabil că n-a venit la această acțiune având în vedere că n-avea decât un meci în picioare, începuse doar de o etapă campionatul acolo. Nu știu, atâta timp cât un jucător joacă meci de meci și va juca, de exemplu, am vorbit cu el și mi-a zis, zice, Șumi, crede-mă că, zice, vă batem dacă jucăm cu voi. Zice, este un nivel, n-am văzut atâta viteză în viața mea, adică, și gena asiaticilor, știți foarte bine, ceea ce înseamnă japonezi, chinezi, adică foarte arțăgoși, iuți, deci din punctul ăsta de vedere este un ritm care niciodată nu îl va putea da înapoi pe Budescu. Iar în condițiile în care nu știam cum să mai pledăm toată lumea pe aici și să-l păsărmăluță, cum îl numea toată lumea și îl periam, păi, nu trebuie să uităm că Budescu, indiferent cum necum, ne-a calificat la campionatul mondial. Indiferent ce s-a întâmplat, s-a dus la când eram în groapă și la unde am jucat cu Pescaria sau cu cine zicea, a dat două goluri. Și ne-am calificat, că nu mai știam, ne tremura pipota noi. E, măcar așa, din respect, acum lumea ar trebui să vadă ceea ce a făcut Budescu pentru echipa națională și că Budescu joacă meci de meci. Mai departe, că sunt alți jucători în formă, că este strategia domnului Iordănescu, dânsul știe cel mai bine ce are de făcut, nu pot eu să-i fac program. Dar mi se pare așa un pic că am cam uitat de Budescu. Și nu e normal. Bine, pentru meciurile astea nici nu cred că era timp să vii de acolo, să-l aduci, pusul orar. Dar având în vedere că în vară este campionatul european și că Budescu este un jucător de execuție, un jucător care se poate decide meciul, pe câți mai sunt în România la ora actuală? Poate Stanciu ăsta, am văzut că virgulă crește de la meci la meci. Dar câți jucători sunt ca Budescu? Gen număr 10 să-ți facă diferența? Nu prea sunt. Atunci nu trebuie să vorbim de Budescu la timpul trecut. Asta e părerea mea. Ce să forțeze? Nu. Păi s-a antrenat. Dacă era să zică n-ar fi putut să joace mâine sau juca cu o infiltrație sau cu ceva, nu-l forțam toată săptămâna și nu. S-a antrenat normal toată săptămâna. A făcut antrenament, nu forțează absolut de nimic. Și nu sunt adeptul să bag un jucător care se antrenează cu o zi înainte. A făcut toate antrenamentele, e ok, nu-l interesează atât de mult să zică să tragă la meciul ăsta pentru echipa națională sau pentru unul. Este un jucător care cred că și-a demonstrat valoarea pe parcursul acestui an. Nu mai era nevoie de un meci cu Târgu Mureș să demonstreze că merită să fie la echipa națională. Este un jucător care a avut o pasă lungă, de exemplu, și a făcut o preluare între picioarele lui Varela și a rămas singur. N-a marcat, ok, dar asta înseamnă să fii vârf de atac și să-ți faci o preluare să rămâi singur din în momentul în care echipa ta cât de cât era jos, să zic așa. Prietenul dumneavoastră, Mircea, Vesnic, aveți nouă ofertă de la Standard Liej. Da, și eu nu pot să ajung la Dinamo. Nu, dar îi doresc baftă în continuare. E un antrenor bun. Este un antrenor bun la Standard Liej. Eu știu, e iubit acolo. El știu că are casă în Belgia, a jucat acolo. Este o legendă pentru ei. Nu este nimic, așa să zic, mai ales la cum a mers Standard, e normal în momentul în care are o perioadă mai delicată acel club să se gândească să se schimbe antrenor. Iar Mircea tot timpul, fără nicio ironie, eu consider că este unul dintre cei mai buni antrenori români. Din punct de vedere al experienței, al trofeelor câștigate, la tot ce vrei. Și nu mi se pare nimic anormal. Când se întâmplă ceva în Belgia, el e primul care
și se aude imediat la noi. Cu patronul ați mai vorbit? Mai ține aproape de echipă? Mai vrea să de această echipă în viață? Din păcate, n-am putut să vorbesc, din fericire la fel. N-am șansa să vorbesc cu el. Ferească Dumnezeu să... Și când să ajung pe acolo să... N-am. Mai suna? Mă suna când putea și dânsul, acum vreo 5 luni, 6 luni, când cred că putea și avea niște numere pe care putea să sune. Acum, în ultimul timp, din câte știu, nu știu, a fost restricționat sau ceva de genul ăsta și n-am mai discutat. O singură dată am vorbit în decurs de 5 luni de zile și sunt alte probleme care îl apasă decât, cred că noi am adus numai fericire și numai, cred că e singura alinare așa pentru ceea ce am făcut și să stăm atâta timp pe primul loc, chiar dacă am pierdut așa un pic distanța față de celelalte, dar să conduci atâta timp, nici mie nu-mi vine să cred că am rezistat atât pe primul loc, pe cuvântul meu de onoare, cu toate problemele care au fost. Am mai spus-o și am condus și conduc, cred că, cel mai bun grup pe care l-am avut atât în viața de jucător, cât și de antrenor. Se apropie un pic cu echipa Rapidului când am luat campionatul 98-99 ca jucător. Ce proces a câștigat domnișoara? Și ce proces? A fost vreun proces? Nu, domnișoara. Teixeira este un jucător, ca și toți ceilalți, care... Jucătorii mei sunt plătiți pe ianuarie, în momentul de față, ceea ce cred că este un lux în România. Și au primit și bonusurile până în decembrie. Au primit absolut aproape tot ce era de primit. E adevărat că sunt restanțe de o lună jumătate, care în momentul de față, nu știu dacă este o problemă, mai mult avem staff-ul, dar nu, problema nu e asta. Problema este că Teixeira este un tip care a jucat în România și s-a lovit la Rapid de insolvență, la Brașov a avut mari probleme cu banii, la Petrolul cu insolvența și n-a luat banii și el, în momentul în care se întârzi o lună sau ceva de genul ăsta, face o notificare, nu există niciun proces. De la a notifica clubul care are o datorie față de tine până la a exista un proces, cred că este o cale destul de lungă. Deci clubul n-a fost parte și n-a ajuns la niciun proces cu Teixeira. Iar Teixeira pur și simplu a notificat clubul că există niște restanțe către el, care și le va primi cât de curând. Nu, protejez gazonul pentru mine, nu pentru echipa națională. Eu ieri am făcut pe terenul numărul 1 antrenament. Și niciodată nu o să fac altceva decât pentru jucătorii mei și pentru echipa mea. La mine acasă nu dictează nimeni. Deci eu aici mă antrenez pe terenul 2 că vreau să am terenul bun mâine de joc. Că vom crea toate condițiile necesare echipei naționale și suntem mândri, cum ar trebui să fie și Giurgiu Veniaia de la Pește, mândri că le vine echipa națională aici, le vine... Sănătate, Florica. Te bag, măi, de stai liniștit. Asta nu tot pot, o bagă în sfori. Deci, având în vedere că este o mândrie pentru toată lumea să vină echipa națională la Giurgiu. Cred că dacă Astra nu era aici, nu știu dacă venea echipa națională vreodată la Giurgiu. Și tocmai de asta trebuie să mai mult respect. Îți spun încă o dată, nu, menajez terenul pentru noi, pentru mâine.